O familie din Băbiciu a rămas sub cerul liber după ce un incendiu de amploare a distrus 150 de metri pătrați din acoperiș, dar și bucătăria. Pompierii de la Stoiene și Caracal s-au luptat timp de 3 ore să stingă focul. În incendiu au ars electronice și electrocasnicele din bucătărie, iar din mansarda au ars în totalitate materiale textile și ambalaje din carton. La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere de la Garda Stoiene și detașamentul Caracal și un echipaj Murd. La susținerea primelor echipaje, incendiul se manifesta violent cu flacără și degajări mari de fum la bunurile dintr-o bucătărie, la mansarda și acoperișul locuinței. Din fericire, în incendiu nu au fost înregistrate victime. Cauza probabilă a incendiului este un scurt circuit electric provocat de un cablu defect sau neizolat corespunzător. Pompierile reamintesc cetățenilor că aparatele electrice, cablurile electrice, prizele și întrerupătoarele cu defecțiuni sunt surse frecvente de incendiu, iar pentru remedierea defecțiunilor este necesară intervenția personalului autorizat.